14 Giurgiu Veni urmează în prezent cursurile de calificare profesională în meseria de agent de securitate. Este vorba despre cei care s-au înscris la cursurile de formare profesională organizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forțelor de Muncă, în colaborare cu Nova Force Tehnic. La curs s-au înscris 14 giurgiuveni care se află în căutarea unui loc de muncă, dar și cei care au dorit să obțină o calificare în acest domeniu. Durata cursului este de 3 luni și se desfășoară în perioada 10 iunie-18 august. Particip ca lector cu o grupă de 14 cursanți la cursurile pentru agent de securitate organizate de AJOFM Giurgiu. Cursul cuprinde partea teoretică și partea practică, un total de 360 de ore. Am început acum câteva zile, pe data de 10, urmând ca peste aproximativ 2 săptămâni, după partea de teorie, să facem partea practică. Cursul este format din 300 de ore de practică și 60 de ore de teorie. Orele de practică se vor desfășura în punctele de lucru ale societății Nova Force. La cursurile de formare profesională se pot înscrie atât șomerii, cât și cei care doresc să obțină o calificare în acest domeniu. Taxa cursului este de 550 de lei și va fi achitată doar de cei care nu sunt înscriși în evidențele AJOFM pentru căutarea unui loc de muncă. După examinarea de către comisia stabilită de AJOFM, vor primi certificatul de calificare, iar dumnealor se vor duce și își vor dobândi la poliția de unde au domiciliu atestatul de agent de securitate. Deci cu aceste două documente vor putea fi încadrați la orice unitate care prestează servicii de pază. În prezent, societatea Nova Force Tehnic SRL desfășoară o campanie de recrutare a persoanelor care doresc să urmeze cursurile și să obțină atestat de stivuitorist.